În fiecare an, pe 20 noiembrie, mii de credincioși din întreaga țară vin la Mănăstirea Bistrița, unde odihnesc moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul. Un sobor de preoți din județul Vâlcea participă la slujba de cinstire a celui care a făcut minuni încă din timpul vieții. După ce a viețuit în mai multe mănăstiri din mai multe țări, Sfântul Grigorie a plecat spre Constantinopol, unde și-a găsit sfârșitul în ziua de 20 noiembrie, anul 842. În anul 1453, după ce Constantinopol este cucerit de către turci, pentru a fi protejate, cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie de Capolitul au ajuns în părțile Dunării, în zona Serbiei, în posesia unui turc. Acesta a făgăduit să vândă moaștele pe o cantitate de aur la fel de grea cât cântăresc moaștele. Așezate pe un taler al balanței, acestea s-au ușurat în chip minunat, încât a fost nevoie de foarte puțin aur pentru a echilibra celălalt taler. Astfel, moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul au ajuns în țara noastră în anul 1498 prin grija lui Barbu Craioveanu, banul țării românești, care le-a așezat în ctitoria sa într-o oraclă de argint din Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea, unde se află și astăzi.